Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghice, a anunțat marți pe Facebook că va demisiona din partid, lucru pe care l-a comunicat lui Marcel Ciolacu și Paul Stănescu. Acesta a precizat că vrea să continue ca deputat neafiliat. Am analizat cu multă responsabilitate situația politică actuală. PSD se află în reconstrucție și pentru a întări parcursul pe care actuala conducere și-l dorește, am hotărât să iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum și starea mea de sănătate, astăzi am demisionat din PSD și am comunicat acest lucru domnului președinte Marcel Ciolacu și domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat și dorința mea de a continua ca deputat neafiliat. Pentru mine, activitatea politică este un capitol închis. Țin să mulțumesc tuturor colegilor de la nivel național și din Argeș pentru cei 23 de ani de conviețuire ca într-o familie, a scris Mircea Drăghici marți pe Facebook. Mircea Drăghici este la al treilea mandat de deputat de Argeș, ales pe listele PSD. Fostul trezorier al PSD a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că și-ar fi însușit banii de subvenții pentru partid prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil. Potrivit DNA, formațiunea politică a ales ca, în urma propriilor analize, să-și exprime poziția procesuală cu privire la constituirea de parte civilă, până la începerea cercetării judecătorești în cauză. În luna septembrie 2019, Instanța Supremă a dispus începerea judecării pe fond în acest acest dosar.